Sunt extrem de recunoscători moldovenilor de cum i-au primit și ajutat, dar sunt în orice moment cu gândul acasă. E istoria fiecărui om care și-a pus toată viața într-o geantă și a fugit din calea războiului. Ce-i drept, atmosfera apăsătoare și tristă mai este diluată în centrele de adăpost de copii, care spre deosebire de adulți reușesc ușor să se detașeze de realitatea tristă. Printre ucrainenii care au fost plasați la Moldexpo se numără câteva familii numeroase cu peste 10 copii. Una dintre aceste familii are 16 copii și a venit în Moldova fără tată. Roman este tată la 11 copii. A înțeles că trebuie să-și ia familia și se plece de la primele deflagrații auzite. Bărbatul și-a asumat responsabilitatea pentru mai multe familii și este îngrijorat că n-a putut lua cu el mai mulți copii. Mie prișlo să vă văziți около 100 детей оттуда. Это вот мамы с детьми вывозить оттуда, с Украины, для того, это дети, это будущее Украины, для того, чтобы они жили, чтобы они не видели того кошмара. Я сожалеваю о том, что только 100 удалось. Bărbatul recunoaște că s-a speriat foarte tare când a început bombardamentul, dar n-a avut timp să se lase pradă emoțiilor. Trebuia rapid să acționeze. В такие минуты, когда летают самолеты над тобой, ракеты, когда они вздрагивают и напуганные в таком, ты ни о чем не думаешь, ты просто делаешь, ты едешь в страхе, в риске, ты каждую минуту в напряжении двое суток за рулем, ну, с периодичностью, я... Тяжело, конечно, но я понимал, их надо спасти. Вот и все. Astăzi este ziua de naștere a uneia dintre fiicele sale. Fata a decis să-i ofere buchetul de flori viceprimarului capitalei, Angela Kutasevici, în semn de recunoștință pentru adăpost și ajutorul primit. Ilia are 15 frați și surori în centrul de cazare de la Moldexpo. Cei mai mici trebuie monitorizați în permanență, ajutați să mănânce, să se îmbrace și să se spele. Поддержка маме, поддержка, чтобы всех собрать, всех одеть, со всеми следить. Мама здесь, папа остался там старшим братом. Мне надо как-то с ними быть тут. Ну, там много еще кто из наших знакомых, родственников, кого тоже надо вывозить, и он сказал, что там останется. Andrei și Angelica au fost printre primii care au părăsit Odessa, în acel moment încă nu erau cozi la graniță. Ei au rude la Chișinău, dar recunosc că visează să se întoarcă mai repede acasă. Мы уехали из Одессы в первые после первых случаев услышанных взрывов. Незамедлительно собрали все самое необходимое, все что было под рукой и уехали сюда. Мы пока остаемся здесь. Пока. Мы хотим домой. Пока остаемся здесь, мы лучше понимаем в Украине и надеемся вернуться в свою страну. Потому что там нас ждал. Oamenii sunt bucuroși că sunt în siguranță, recunoscători pentru primirea călduroasă de care au parte în Moldova, dar îi chinuie îngrijorarea pentru cei rămași acasă. Страшно, что там дома. Потому что там родители остались лежачие, вот это страшно. И страшно, конечно, что вот так вот оторваны. Страшно, что не понимаем, что нам делать, куда нам ехать, что вообще делать просто. Побросали все и дети, и, ну вот это вот паника просто. Надо успокоиться. În cele două pavilioane de la Moldexpo sunt cazați în prezent 650 de refugiați din Ucraina.